Bun găsit din studioul nostru AdrePress TV. Sunt Bianca Găman și sunt alături de dumneavoastră pentru a discuta un subiect foarte interesant. Astăzi vom avea privilegiul să beneficiem împreună de cunoștințele variate și bine documentate ale domnului profesor universitar dr. Gheorghe Onțanu privind interrelația dintre sănătate și alimentație. Cum să mâncăm sănătos? Ce ne puteți spune pentru început, domnule profesor? Mulțumesc, Bianca, pentru că ești alături de mine să realizăm acest al doilea episod al prezentării noastre. Și de asemenea salut și vă doresc toate cele bune celor care ne urmăriți în acest al doilea episod. Ai pronunțat cuvântul la început. La început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul era la Dumnezeu. Și nimic din ce s-a făcut nu s-a făcut fără cuvânt. M-am referit la Evanghelia după Ioan, începutul Evangheliei după Ioan, pentru că sunt foarte multe aspecte în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, care se referă la influența alimentației asupra sănătății. Mai ales în Vechiul Testament sunt reguli foarte stricte pe care poporul israelian le-a respectat în acele timpuri și le respectă și astăzi. Vedeți, Dumnezeu ne-a dat simțurile în beneficiul nostru. Atunci când mâncăm, noi mâncăm cu ochii. Nu? Vedem tot felul de produse, care mai de care mai arătoase, care mai de care mai apetisante. De asemenea, mâncăm cu nasul. Nu? Mirosim anumite mâncăruri. Mirosim un gulaș care tocmai se face și spune, mamă ce bun este, făcând trimitere la mâncarea făcută de mama acasă. De asemenea, mâncăm cu auzul. Sigur, dar pentru noi este foarte îmbietor sfârâitul micilor pe un grătar. Dar de asemenea, mâncăm cu gustul. Iar aici, referitor la gust, trebuie să spun că gustul este cel mai mare dușman al sănătății noastre. De ce? Pentru că noi suntem robi papilelor gustative pe care le avem în gură, în special pe limbă. Și aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră un lucru foarte interesant, din ce am constatat eu. Atunci când mergi la cineva, la masă, și te așezi la masă, gazda spune, luați și gustați, nici nu știți ce bun este. Totul se referă la gust. Am văzut foarte puțină lume care spune, ați văzut ce sănătos ați mâncat? Nu. Ei întreabă, ați văzut ce gustos ați mâncat? Foarte puțină lume se referă la alimentație, la ceea ce mâncăm prin prisma sănătății. De aia spun că noi suntem, gustul este principalul nostru inamic. Pentru că depindem de gust. Totul este să nu transformăm aceste semnale senzoriale, văz, miros, auz și gust, într-un adversar pentru noi. Adică atunci când am mâncat mici, să rămânem cu episodul respectiv. Să nu mergem și să avem zile întregi după asta imaginea micilor pe care le-am mâncat. Și aici o să vorbesc despre, referitor corelativ cu gustul, despre foame. Să nu avem foame mentală. Este bine să avem foamea normală. Despre acest aspect vom discuta într-un episod următor, despre foame și relația cu gustul, dar trebuie să nu rămânem, știu eu, sclavii gusturilor noastre. Să nu avem în minte, pentru că această foame mentală este cea care, de fapt, creează dependența de anumite alimente. Cum este brânza, cum este cafeaua, cum este ciocolata. Sunt oameni care toată ziua trăiesc cu imaginea ciocolatei pe care am mâncat-o ieri. Sau imaginea brânzei pe care am mâncat-o alaltă ieri.
sau trăiesc în minte cu imaginea cafelei pe care abia așteaptă să o consume din nou. Și în această privință, eu aș iniția acum un motto pentru emisiunile noastre și aș spune în felul următor. Dumnezeu v-a dat de toate. Viață lungă, sănătate, că e mai bună decât toate. Și de vreți, dacă se poate, nu mâncați pe săturate, doar puțin și variate și cu măsură în toate, farfuria jumătate. Este motoul pe care eu o să-l folosesc la fiecare episod din serialul nostru, intitulat Manifest pentru Sănătatea Oamenilor. Și aș vrea să fac la început câteva anotări la ceea ce voi prezenta de-a lungul acestui serial. Am fost întrebat care este competența mea în această privință și atunci aici vreau să fac o precizare. Eu sunt medic veterinar, în facultate am făcut o disciplină care se numește nutriție. De asemenea, am pentru mine problema legată de nutriție, problema legată de alimentație și sănătate este un hobby și de asemenea vreau să vă informez că sunt membru al Institutului Național de Științe ale Sănătății din Statele Unite și primesc de la acest institut cam de 2-3 ori pe zi lucruri foarte interesante, uneori în premieră mondială, referitoare la influența alimentației asupra sănătății. De asemenea, lucrurile nu s-au schimbat foarte, foarte mult. S-au schimbat metodele de diagnostic, s-au schimbat anumite abordări ale unor îmbolnăviri corelate cu alimentația. De asemenea, vreau să folosesc un limbaj adecvat publicului larg. Așa cum am spus și în primul episod, nu mă adresez neapărat medicilor, nu mă adresez neapărat biologilor, biochimiștilor, care au primit în facultate cunoștințe și informații detaliate despre relația alimente și sănătate. Vreau să folosesc un limbaj pe cât de comun posibil și de asemenea față de ceilalți prezentatori vreau să și explic ceea ce afirm. Tot în același context, la fel cum a făcut, cum și face și domnul doctor Călin Mărginean din Piatra Neamț, puterea exemplului este foarte importantă. Deci tot ceea ce eu vă voi spune aici, eu aplic în viața mea și în viața familiei mele. Eu nu vreau să fiu aici un element de coercitiv, un element care să interzică. Eu nu sunt nici autoritate de reglementare, nici autoritate de judecată, nu judec pe nimeni. Am venit în fața dumneavoastră să vă spun anumite lucruri care este bine să le faceți pentru a fi sănătos. În ceea ce privește acest aspect, se spune nu mâncați cartofi prăjiți. Unii prezentatori sau unii oameni care discută despre acest subiect iau această interdicție ca o interdicție absolută. Eu vă spun însă, puteți să mâncați cartofi prăjiți, dar depinde unde mâncați și de câte ori mâncați. Și vă recomand, dacă nu puteți să vă abțineți de la mânca cartofi prăjiți, atunci puteți să mâncați, zic eu, de 2 ori pe lună. Puteți să mâncați cartofi prăjiți. Dar nici într-un caz în unitățile de alimentație publică. Și nici într-un caz în unitățile de tip fast food. Sau în mall-uri, sau în supermarket care au așa ceva. Vă recomand să mâncați cartofi prăjiți la dumneavoastră acasă, să folosiți cartofi roșii și nu cartofi albi, pentru că acești cartofi roșii au indice glicemic mai scăzut și
și o să vorbim și despre indicele glicemic, vă recomand să mâncați acești cartofi prăjiți într-un ulei care are un punct de ardere cât mai înalt, cum este uleiul de floarea soarelui, și să nu folosiți de N ori același ulei atunci când preparați cartofi prăjiți, cum fac de fapt cei care sunt la fast food, la magazine fast food și la cei care se regăsesc în alte sisteme de alimentație. De asemenea, se spune să nu consumăm mici pentru că micii nu sunt buni. Ei sunt foarte buni, sunt foarte gustoși. Dar referitor la mici, aș vrea să vă spun o anumită problemă. Când am condus negocierile de aderare la Uniunea Europeană, cei de la Comisia Europeană au avut intenția să interzică prepararea micilor și consumul micilor în România. Pe motivul că acești mici au o cantitate foarte mare de bicarbonat de sodiu. Și care bicarbonat de sodiu nu ar fi chiar bun pentru sănătate, ceea ce nu e chiar adevărat. O să vorbim într-un episod viitor și despre acest aspect. Și atunci ce am făcut eu? Le-am cerut recepturile de preparare pentru mai multe preparate, mezeluri, salamuri și așa ceva, pe care ei le produceau în țările lor, în Franța, în Italia, în Marea Britanie. Și atunci când ne-am întâlnit din nou și când ei au reiterat acest aspect de a interzice micii în România, noi, bineînțeles că am văzut exact care este receptura pentru preparatele pe care dânșii le prepară în țările respective și le-am spus în felul următor. Dacă faceți o comparație între ce produceți dumneavoastră în Uniunea Europeană și micii noștri, o să vedeți că în preparatele dumneavoastră este mult mai mult bicarbonat decât în micii noștri la aceeași cantitate. Și cu asta am salvat micii din România. De asemenea, foarte multă lume și foarte mulți nutriționiști spun să nu consumăm carne de porc. Aici este o dilemă, dar eu vă spun, puteți să consumați carne de porc, dar nu carne de porc care o cumpărați din supermarket. Nu carne de porc care provine de la porcine crescute în complexele industriale, unde sunt hrăniți abuziv, inclusiv cu antibiotice, inclusiv în hrana lor, în așa numitele rețete 01, 02, 03, care se folosesc în complexele industriale, sunt o serie de aditivi, o serie de substanțe care nu fac bine sănătății omului. Vă spun să consumați carne de porc, bineînțeles, într-o anumită măsură, este modus in rebus, așa cum am spus în primul episod, este o măsură în toate, dar să consumați carne de porc de la porcul care a fost crescut în gospodăria populației. De asemenea, să consumați preparate, mezeluri, salamuri, care, sau cârnați, de exemplu, vă spun, care sunt preparate în gospodăria populației, pentru că producătorul privat, individual, nu are aditivi să bage, să introducă în receptura acestor preparate. De asemenea, se spune să nu consumăm cafea. Aici iarăși este o discuție. Trebuie să vedem riscul pe care cafeaua îl prezintă pentru sănătatea omului. Pentru un om sănătos, cafeaua este bună. Sigur, un hipertensiv trebuie să aibă grijă câtă cafea consumă. De asemenea, de câte ori consumă cafea. Pentru că dacă ai să bei cafea dimineața, nu este nicio problemă. Dacă bei de 5 ori cafea pe zi, este o problemă, chiar și pentru un om sănătos. De asemenea, eu aș
sfătui pe cei care ne urmăresc să nu folosească laptele în cafeaua fierbinte, de obicei cafeaua se bea fierbinte, că așa e, așa e bună cafeaua. Pentru că acest lapte conține lactoză, iar lactoza din lapte, împreună cu temperatura, în contextul temperaturii cafelei, produce un principiu, o substanță care este nocivă pentru om. De asemenea, și aici sunt mai ferm, nu folosiți zahăr în cafea. Cafeaua este bună să fie băută așa cum este ea, cu gustul amărui, pentru că zahărul este cel mai mare inamic al nostru. Și o să discutăm asta într-un episod următor. Eu consider zahărul ca nefiind un aliment. Ați amintit de un anumit stil de viață, de anumite principii de sănătate. Care ar fi aceste concepte? Am vorbit despre stil de viață și în episodul anterior. Am definit ce este stilul de viață. Vreau să fac acum un scurt istoric al acestui principiu și să arăt că scrieri referitoare la stilul de viață se regăsesc în antichitate, se regăsesc la anumite popoare care au avut și au și acum un stil de viață destul de sănătos. Găsim în Talmud, în iudaism, în Talmud, în Toratora, găsim aspecte referitoare la sortimentele de carne, de rumegătoare, de exemplu, așa numită carnea kosher. Găsim de asemenea anumite reguli privind ce trebuie să mâncăm și ce animale, carnea de la animale sau ce părți din corp nu trebuie să consumăm. De asemenea, când trebuie să mâncăm, foarte important, cum mâncăm, din ce mâncăm și aspecte referitoare la post. Islamicii nu consumă carne de porc, exact ca și poporul izraelian. De asemenea, în islamism există un principiu foarte important la băuturi, în special la băuturile alcoolice. Ei nu consumă băuturi alcoolice. De asemenea, sunt anumite percepte referitoare la un anumit fel de post pe care ei îl numesc Ramadan și în care nu mănâncă ziua, dar mănâncă noaptea. Nu știu acum cât de bun pentru sănătate acest lucru. O să discutăm asta când o să vorbim despre tradiții. Avem de asemenea în budism, în hinduism, în brahmanism și în taoism reguli foarte stricte referitoare la cum trebuie să mâncăm, ce trebuie să mâncăm, când trebuie să mâncăm, faptul că chinezii și japonezii nu consumă lapte aproape deloc, faptul că acest popor mare chinez consumă un anumit fel de orez, nu orice fel de orez, intră de asemenea în acest concept de definit ca stil de sănătate. Aș putea spune că, de fapt, creștinismul este cel mai permisiv stil de sănătate. Și o să luăm cele două mari arealuri de creștinism, catolicismul și ortodoxismul, după Marea Schismă din 1054. Catolicismul, prin faptul că Revoluția Industrială a început în vestul Europei, această Revoluție Industrială s-a manifestat și în industria alimentară. Și au fost primii care au produs alimente care sunt nesănătoase pentru om. Alimente care sunt procesate foarte puternic, alimente care, în care se adaugă anumiți principii care nu sunt sănătoși pentru om, cum sunt aditivii. De asemenea, ortodoxismul aș spune că are o trăsătură bună prin aceea că a prezervat un anumit fond genetic pentru materiile prime pentru aliment.
De asemenea, ortodoxism, și în special mă refer la România și alte țări ortodoxe, dar în special România, a păstrat tradițiile culinare și vedem o anumită revigorare benefică a tradițiilor culinare. S-a încercat un transfer de la codul moral instituit inițial foarte de mult prin tablele lui Moise într-un cod de sănătate și apoi într-un cod de alimentație. Referitor la starea de sănătate, trebuie să o așezăm lângă un alt element care se referă la longevitate. Doctorul Emil Radulescu vorbește despre nivel de trai și alternativele alimentare. Și bineînțeles, faptul că sănătatea și longevitatea este condiționată și de calitatea serviciilor de sănătate. Sunt și alți factori pe care și domnul doctor Călin Mărginean i-a menționat în prelegerile domniei sale, cum ar fi factorii de mediu, apa de exemplu, și vedem zilele acestea problemele care sunt cu apa în București, vis-a-vis de concentrația de clor și vis-a-vis de anumiți ioni de amoniu care normal n-ar trebui să existe în apă. Aerul foarte poluat din București față de celelalte orașe din România, București fiind una din cele mai poluate capitale din lume. De asemenea, ocupația, statutul social și chiar mijloacele de circulație influențează sănătatea noastră și sunt elemente constituente ale stilului de viață. Stilul de viață este definit de alimentație, de sedentarism, de stres, de droguri, de medicamente și de alte aspecte negative din viața noastră. De asemenea, sistemul de organizare a societății este iarăși un factor important și aici mă refer la serviciile publice, în special serviciile de sănătate și la serviciile de asigurări. Mă refer de asemenea și la anumite măsuri de profilaxie și vedeți ce se întâmplă în țara noastră. Sunt deja 67 de cazuri de deces din cauza gripei umane. Toți cei care au murit nu au fost vaccinați antigripal. De asemenea, sănătatea este condiționată și de fondurile care se alocă pentru serviciile de sănătate. Aș face o comparație între trei țări privind starea de sănătate, un studiu comparativ. Între trei țări avem Germania, Statele Unite și Japonia. Și avem anumiți parametri care au fost urmăriți într-un studiu foarte vast, elaborat de către Institutul pentru Științele Sănătății din Statele Unite, pe care îl aminteam la început. În Germania, 10% din populație este mereu bolnavă. 10% din populație este absolut sănătoasă. Populația peste 60 de ani, 1 din 3 oameni face apel frecvent la medici. 15% din populație sunt subponderali, iar 10% sunt obezi. Aici, sigur, da, sunt anumiți parametri, dar să vedem care este situația în Statele Unite. În Statele Unite, față de Germania, populația care este mereu bolnavă este dublă ca număr. 20% din populație este mereu bolnavă. 10% din populație este sănătoasă, este absolut sănătoasă și face foarte rar apel la serviciile
de sănătate. Populația peste 60 de ani, 2 din 3 oameni face apel la frecvent la medici față de 1 din 3 în Germania. Deci aici situația este mult mai rea. Să vedem Japonia. Am luat trei continente și 3 țări care au un standard de viață destul de ridicat, un nivel de viață destul de ridicat. Nu vorbim de țările care din Africa sau țările din America de Sud. Am luat 3 țări care au un nivel destul de ridicat, un nivel de viață destul de ridicat. În Japonia, 5% față de 10% în Germania, față de 20% în Statele Unite, din populație sunt bolnavi. Sunt mereu bolnavi. Doar 5%. 60% din populație sunt absolut sănătoși. Vedeți procentul extraordinar de mare din populația Japoniei care este absolut sănătos, care face foarte rar apel la medici. 60% față de 10% și 10% în celelalte 2 țări. De asemenea, populația peste 60 de ani, 1 din 10 japonezi face apel la medici, față de 1 din 2 și 2 din 3, 1 din 3 și 2 din 3 pentru celelalte 2 țări. Iar 5%, și este foarte important acest aspect, 5% dintre japonezi sunt supraponderali și numai sub 1% sunt obezi. În cele ce ați prezentat până acum, despre principii de longevitate și despre principii de sănătate, aș vrea să vă întreb care ar fi aceste principii de fapt. Aceste principii le-am regăsit în mai multe scrieri de specialitate referitoare la relația între alimentație și sănătate și le-am sumarizat în felul următor. Deci, ca să fim sănătoși, trebuie ca zilnic să dormim 7-8 ore de somn. De asemenea, este foarte important ca după amiază, mai ales pentru oamenii peste 50 de ani, să zic, să doarmă o jumătate de oră sau o oră după amiază. Acest somn care se numește somn de frumusețe. Și când vă spuneam la început că tot ceea ce eu vă spun aplic pentru mine și pentru familia mea, eu fac acest lucru. Referitor la somn, domnul profesor Călin Marginan are o prezentare foarte interesantă asupra intervalului când trebuie să dormim. Și dânsul spune un lucru foarte real, de fapt, care s-a dovedit benefic și pentru oameni, cei care respectă, bineînțeles, că trebuie să dormim cel puțin de la ora 10 până la ora 9. Când un hormon care se numește hormonul somnului, dar și hormonul tinereții și al fericirii, melatonina, se produce în 90% din cantitatea melatonină, se produce în această perioadă, între 10 și 2. De asemenea, mai există un pic, un vârf de melatonină, dimineața, între 5:30 și 6:30. În rest, acest hormon se produce foarte puțin. Deci este foarte benefic să dormim între 10 și ora 2 noapte. De asemenea, nu mâncați nimic între mese. Și asta am mai spus-o și la prelegerile pe care le-am ținut cu public. Pentru că, vedeți noastră, glicemia, nivelul glucozei din sânge, este influențat de mai mulți factori, pentru care insulina este un factor foarte important. Insulina, un hormon produs de anumite celule din pancreas. Mâncăm dimineața. Celula care produce insulina, în momentul când mâncăm, deversează insulină în sânge și, bineînțeles, metabolizează glucoza. Dar celula respectivă se strânge. Da? Pentru ca să producă din nou o cantitate suficientă de insulină, are nevoie de cel puțin
4 ore, 4-5 ore. Dacă noi mâncăm între mese, atunci celula respectivă se umple un sfert, 30%, jumătate, și atunci când venim cu un biscuit sau cu un covric la ora 10, ea, bineînțeles că din nou se contractă, da? Din nou se strânge, ca să folosesc un limbaj comun, și deversează insulină în sânge. Dar dacă nu lăsăm ca ea să se umple cu insulină, asta se întâmplă într-o perioadă de 4-5 ore, atunci ea se strânge, se va strânge de mai multe ori, se va strânge de mai multe ori și la un moment dat se necrozează. Adică este supusă unor eforturi peste potențialul ei de adaptare. Iar această necroză nu este altceva decât pancreatita necrotică, care, după cum se știe, este letală. De aia nu e bine să mâncăm toată ziua, Doamne ferește. Nu e bine să mâncăm între mese. Trebuie să lăsăm un anumit interval de 4-5 ore între mese. Să mâncăm dimineața, să mâncăm la ora 1 și să mâncăm la ora 5. Eu respect cu strictețe, cu sfințenie, aș putea să spun, această regulă. Și sunt sănătos. La vârsta mea de 70 de ani, am, de exemplu, analizele sanguine mai bune decât studenții mei, care au 20-20 ceva de ani. Și sunt sănătos. Trebuie să respectăm acest principiu și am explicat și de ce. Atunci o să-i dăm un anumit interval pancreasului să secrete această insulină. Masa de dimineață cu regularitate. Aici există un proverb că masa de dimineață să o mănânci tu, să mănânci cât vrei să mănânci, să mănânci aproape ce vrei să mănânci, masa de prânz să o împarți cu prietenii, iar masa de seară să o dai la dușmani. Eu masa de seară nu o dau la dușmani, o mănânc eu, dar o mănânc respectând o anumită regulă. Eu am început de mai mult timp o dietă, o să vorbim și despre diete într-un episod ulterior, dieta ketogenă, adică după masă de prânz nu mai mănânc absolut nimic care ar conține dulciuri sau dulciuri mascate din alimente despre care o să vorbim la fel ulterior. Mențineți greutatea corporală în limite normale. La înălțimea mea de 1,77 și la vârsta mea, eu trebuie să am 83 de kilograme. Am 86 de kilograme, am 3 kilograme în plus. Și prin această dietă ketogenă pe care o țin acum, slăbesc în fiecare zi câte 200 de grame, dar constant în fiecare zi. Și voi fi foarte fericit când voi ajunge la 83 de kilograme, pentru că atunci voi ieși din area de supraponderabilitate și voi intra în area unui om normal. Să știți că noțiunea de obezitate este un aspect, iar noțiunea de supraponderabilitate este un alt aspect. În România, 70% din populație este supraponderală. Nu se încadrează în parametrii de înălțime, vârstă și greutate, și în parametru raportul între masa musculară și țesutul adipos. Este un alt parametru despre care o să vorbim într-o prelegere ulterioară. De asemenea, activitatea fizică în mod regulat. Deci eu cu greutatea corporală ajung la 83 și mă încadrez în ceea ce spun. Mă voi încadra în ceea ce spun, așa cum am afirmat. Ceea ce afirm aici, eu respect. Și exemplu propriu, probabil că este cel mai bun. Este altceva să faci ce spune preotul și se spune că să nu faci ceea ce face preotul. Eu vă spun, faceți ceea ce vă spun eu și ceea ce fac eu. De asemenea, activitatea fizică în mod regulat. Domnul doctor Călin Mărginean,
pune acest parametru pe primul loc, chiar înaintea alimentației. Este foarte important. Eu și soția facem în fiecare zi 5 km. Când vremea de afară nu ne permite, merg pe bandă și fac 5 km într-o oră pe bandă. De altfel, că atunci când vremea ne permite, amândoi și suntem puțini de vârsta noastră care ne regăsim în Herăstrău, acolo de obicei găsim oameni atleți, străini, foarte mulți am văzut, iar în Herăstrău mergem ori de câte ori avem ocazia, sâmbătă și duminica, în mod regulat, și facem 6,3 km într-o oră și 5 minute. Spuneți-mi asta dacă este bine sau este rău. Eu zic că este foarte bine, pentru că referitor la activitatea fizică, domnul doctor Mărginean Călin a spus un lucru foarte important. Faptul că ne mișcăm de aici colo, în casă, facem treburi, nu este o activitate fizică. Activitatea fizică se definește atunci când transpiri, da? Și atunci când ritmul cardiac ajunge undeva la 100. Bătăile inimii ajung undeva la 100. Deci atunci poți să spui că ai făcut un efort fizic. Altfel, este o mișcare pe care o facem. De asemenea, abținerea de la alcool sau consumul moderat de alcool. Depinde forma de alcool. Sunt total împotrivă și recomand celor care ne urmăresc alcoolul brut. Vodcă, pălincă, țuici și așa mai departe. O să vedeți că interdicția nu este totală când o să ajungem la băuturi. Dar consumul moderat, așa cum spuneam și în episodul anterior, este modus in rebus, consumul moderat este foarte bun. Eu beau alternativ, de exemplu, o zi, dar și numai la prânz, o zi consum 300 de mililitri de bere cu 5% alcool, în cealaltă zi consum 150 de mililitri de vin roșu și nu vin alb. Vinul roșu este mai greu de falsificat. Este mai greu de modificat. Vinul alb conține în el pentru elemente de clarificare, bentonită, bisulfit de sodiu și așa mai departe. Vinul alb are și un indice glicemic mai mare decât vinul roșu. Vinul roșu față de vinul alb are și tanin, care este un element bun pentru sănătate. Deci consumul moderat. N-am spus să nu consumăm alcool. Nu înseamnă că atunci când mă duc undeva, am prieteni în satul mare, nu iau și eu o pălincă. Gustă pălincă, dar asta se întâmplă o dată, de două ori, trei ori, hai să spun trimestrial. Și o cantitate foarte mică, bineînțeles. Pălincă este bună, numai că este foarte energetică. Abținerea de la fumat și de la droguri. Aici eu n-am ce să mai comentez, pentru că televiziunile sunt pline de reclame privind interzicerea fumatului și, de asemenea, neutilizarea drogurilor. Din păcate, vedem, am văzut tineri pe stradă care au început cu droguri ușoare, nu, cu etnobotanice, și au ajuns să consume droguri foarte puternice. Pentru că drogurile creează dependența. Ca și cafeaua, ca și brânza, ca și alte elemente de alimentație. Referitor la stilul de viață, la sănătate și longevitate, există un studiu foarte interesant. Un om de 50 de ani care respectă toate cele 7 principii pe care le-am menționat, va arăta și va avea o sănătate ca a unui om de 35 de ani. Și iarăși vă dau exemplu propriu. Eu nu arăt de 70 de ani. Foarte multă lume îndă sub 60 de ani. Unii în jur de 70 de ani, dar nici într-un caz 70 de ani. Și iarăși exemplu propriu este elocvent. Un om de 40 de ani, dacă respectă toți cei 7 principii de sănătate,
arată și are o sănătate ca a unia de 27 de ani care trăiește într-un nivel mediu de respectare a principiilor care i-am amintit. De asemenea, un om de 60 de ani, dacă respectă cele șapte principii, arată și are sănătatea unui om de 46 de ani. Deci vedeți ce beneficii de sănătate și ce câștiguri de vârstă avem dacă respectăm cele șapte principii. Avem un câștig de 10 ani, avem un câștig de 11 ani, un câștig de 8 ani la diferitele alternative care le-am prezentat. De asemenea, am luat un om care nu respectă niciunul din cele șapte principii sau care respectă numai două din principiile respective. Un om de 50 de ani sau de 40 de ani care nu respectă niciunul din cele șapte principii sau care respectă numai două principii, dacă nu respectă niciunul sau două din cele șapte principii, longevitatea și sănătatea, un om de 50 de ani va arăta ca un om de 70 de ani. De asemenea, un om de 40 de ani va arăta ca un om de 59 de ani. Deci un handicap de 19 ani. Iar dincolo, un handicap de 20 de ani. Deci de la 50 la 70 de ani. Și va avea sănătatea omului de 70 de ani. La fel, dacă respectă numai două din cele două principii, se diminuă cât de cât acest handicap de sănătate și de vârstă și aveți pe ecran diferențele respective. Deci, vedeți care este importanța stilului de viață referitor la sănătate și la longevitate. La cât trăim, cum arătăm și dacă suntem sănătoși sau nu. Pentru că asta este important. Nu este important cât trăim. Este important cât de sănătoși trăim. Care ar fi întrebările ce ar defini cadrul principiilor de sănătate? Înainte de a trece să vă răspund întrebările dumneavoastră, aș vrea să arăt aici și principiile de sănătate pe care le-a formulat domnul dr. Călin Mărginan în prelegerile dumnealui. Și dânsul punea pe primul loc, bineînțeles, exercițiu, adică efortul fizic, apoi nutriția, apoi dânsul definește aceste principii de sănătate într-un acronim care se numește New Start, un nou început. Da? Și se vorbește despre nutriție, despre exercises, despre exercițiu, deci lucru fizic, despre apă, da? Și aici vorbim despre hidratare și despre consum de lichide, nu e același lucru. Se vorbește despre expunerea la soare, un alt principiu, despre cumpătare, est modus in rebus, așa cum am spus, trebuie să fim cumpătați în toate. Se vorbește despre cât de curat este aerul pe care îl introducem în corp prin plămâni. De asemenea, se vorbește despre un alt termen foarte important, odihna, dacă ne odihnim cât trebuie și face trimitere aici la somnul între ora 10 și ora 2 noaptea. De asemenea, se vorbește și despre credința în Dumnezeu. Și se arată și sunt lucruri foarte elocvente. Oamenii care cred în Dumnezeu și cei care merg la biserică sunt mai longevivi și mai sănătoși decât oamenii care sunt atei sau nu cred în Dumnezeu sau dacă cred în Dumnezeu, sunt credincioși pasivi, fără să fie credincioși activi, practicanți, așa cum sunt eu. Eu merg foarte frecvent la biserică. Cânt în corul bisericii, cânt în strană. Bine, sigur, la mine este și un alt aspect. Eu sunt student la facultate de teologie. Dar acest lucru este foarte important. Pentru că credința este un element de stabilitate psihică și emoțională extraordinară. La cele șapte principii ale domnului dr. Călin Mărginan, eu am mai adăugat încă trei. Statusul psihic este foarte important să fim emoțional. Există o scară emoțională pe care cei care practică Scientologia o folosesc și o folosesc cu succes.
Această scară emoțională are vreo 12 trepte și ca să fim sănătoși, trebuie să fim sus pe scara emoțională. Când cineva ne vorbește urât, când cineva ne jignește, când suntem supărați, când am pierdut ceva, atunci noi coborâm pe scara emoțională și creăm un element de fragilitate pentru sănătatea noastră. Aș mai adăuga de asemenea sistemul relațional, este foarte important. Cum ne facem prietenii, câți prieteni ne facem, cât de prieteni sunt prietenii noștri, nu că prietenul la nevoie se cunoaște, un lucru foarte important. Eu am prieteni, am amici și cunoștințe. Am foarte puțini prieteni. Am mai mulți amici și am foarte multe cunoștințe. Dar fac diferența în relațiile cu ei, în relație cu ei, referitor la aspectul emoțional și aspectul de întrajutorare, de exemplu. De asemenea, un element pe care eu l-aș adăuga la ceea ce domnul doctor Călin Mărginean spunea, este atitudinea. Noi trebuie să avem o atitudine pozitivă față de orice. Se spune, trebuie să vedem partea plină a paharului și nu partea goală a paharului. Un om care vede lucrurile negative sau un om care transmite lucruri negative este un om care emoțional este jos pe scara emoțională și un om care este predispus la îmbolnăviri. Atitudinea este foarte importantă, mai ales atitudinea pozitivă. Thinking positive, da? Să gândim pozitiv. Chiar și atunci când se întâmplă ceva rău. Pentru că Dumnezeu mai ne încearcă uneori și mai ne dă și aspecte negative și aspecte pozitive, dar Dumnezeu le face în așa fel încât toate lucrurile, atât cele negative și cele pozitive, se întorc pozitiv către noi, pentru că Dumnezeu nu ne vrea rău. Poate ne încearcă și atunci atitudinea noastră față de lucruri, față de atitudini, față de ceilalți oameni, este foarte importantă pentru sănătatea noastră. Și acum să vă răspund la întrebare, care ar fi întrebările pe care trebuie să ne le punem noi, fiecare, atunci când vorbim despre relația între sănătate și alimentație. În primul rând, trebuie să ne întrebăm ce mâncăm. Și o să vedeți în episodul următor, vom vorbi despre ce mâncăm. O întrebare care pare să fie foarte simplă. Nu? Cineva spune, domnule, dar nu știu eu ce mănânc. O să vedeți că nu știm exact ce mâncăm. Și uneori o să fim surprinși de ceea ce omul poate să consume. De asemenea, trebuie să răspundem de ce mâncăm. Oamenii o să răspundă, de foame. Ok. Și atunci vom defini foamea. Ce este foamea în relație cu gustul, așa cum am spus. Și de ce mâncăm? Pentru ce avem nevoie ca să mâncăm, în sensul ăsta. Dar, de asemenea, trebuie să răspundem întrebării de unde mâncăm. Și asta este foarte important. De unde mâncăm? Mâncăm de supermarketuri? Mâncăm ce gătim acasă? Mâncăm din produsele care le cultivăm în grădinile noastre sau le cultivă prietenii în grădinile noastre și așa mai departe. Cât mâncăm? Este foarte important cât mâncăm la o masă și vă spuneam că dimineața putem să consumăm aproximativ cât mâncăm. Asta nu înseamnă că trebuie să umplem stomacul. De asemenea, de câte ori mâncăm pe zi? Și v-am explicat ce este cu insulina și care este motivul pentru care trebuie să mâncăm de cel puțin de 3 ori pe zi, obligatoriu dimineața. Sunt și concepții care spun că trebuie să mâncăm de 5 ori pe zi, dar cu păstrarea intervalului pentru refacerea, în special, a insulinei, dar și a altor hormoni. De asemenea, unde mâncăm? Este bine să mâncăm acasă. Eu duc dorul meselor de sâmbătă și duminica, În familia mea la țară, când ne întâlneam, veneau toți unchii mei și duminica, atunci sâmbătă se lucra, și duminica ne întâlneam toată familia. Acum mâncăm unde apucăm. Da? Cum mâncăm? Și spunea domnul doctor Călin Mărginean, cu grijă, cantitativ.
trebuie să ne sculăm de la masă, să nu fim sătui, dar nici flămânți. E un principiu. În ce mâncăm? Iar aici, de exemplu, vă spuneam despre Talmud și despre Tora Tora. Poporul izraelian a avut, încă de pe timpul lui Moise, nu? Și îi respectă și astăzi în ce mănâncă. De exemplu, nu mănâncă în aceleași ustensile, în aceeași farfurie, carne cu lapte. Sunt farfurii din care se mănâncă carne, farfurii din care se mănâncă lapte. Nu mănâncă la aceeași masă anumite produse cu alte produse. Eu vorba și aici de carne și de lapte. Și de asemenea cu cine mâncăm. Este foarte important cu cine mâncăm, pentru că masa trebuie să aibă o anumită dimensiune, iar masa trebuie să fie în așa fel încât să putem să discutăm atunci când mâncăm. De ce să discutăm? De exemplu, când cineva discută, nu? Cineva care stă cu noi la masă discută. Noi trebuie să mestecăm. Trebuie să mestecăm cel puțin de vreo 25-30 de ori, mai ales dacă avem produse din carne sau produse care se mestecă mai greu, ca să putem să fărâmițăm hrana noastră care ajunge în stomac. Stomacul nu are dinți. Dinții pentru asta sunt făcuți, ca să fărâmițeze și, în al doilea rând, această fărâmițare, pe lângă faptul că ajută stomacul, are și un alt element, face disponibilă acțiunea unui ferment care se numește ptialină, care se găsește în saliva umană și care are acțiune, pentru că digestia începe în gură, nu în stomac. În gură sunt anumite substanțe, clase de substanțe, și o să vedem într-o prelegere ulterioară, care alcoolul metabolism începe în gură. Deci, cam acestea ar fi întrebările la care trebuie să răspundem și vom răspunde la aceste întrebări în episoadele viitoare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru informațiile oferite și vă mai așteptăm și data viitoare. Și eu mulțumesc, Bianca, pentru că m-ai ajutat să fim plăcuții auditorului nostru și invit pe cei care ne-au văzut astăzi să ne urmărească din două în două săptămâni. În încheierea emisiunii, eu și colegii mei de la studioul Ader Press TV vă urăm să aveți o zi cât mai minunată.